Bună seara, suntem la Starea Nației. Ce? Vă așteptați să vă spun despre situația din USL, nu? Și ce ați vrea voi să vă mai spună? Ce ar mai fi de spus, așa? Că de împăcat nu s-au împăcat? De rupt nu s-au rupt? Și atunci ce fac, mă? E simplu. O freacă. Da, mă, o freacă. De 2 săptămâni. Pe banii noștri, pe nervii noștri. Pentru că nu se mai înțeleg la Ciolan, bă, nu le mai iese socoteala. Îi aleargă și procurorii lui Băse. Bine, eu nu înțeleg de ce nu s-au rupt azi, mă. Pentru că PSD practic i-a dat afară pe liberal din guvern cât se poate de clar. Adică mai clar de atât. Noi am cam fost dați afară de la guvernare. Că deja au fost numiți PSD-iști, PSD-iști cunoscuți. Domnul Ponta, domnul Niță, pe ministerele noastre. Este o încercare de presiune și fel de amenințare. Faceți ca noi, așa cum vă dictăm noi, sau veți pleca de la guvernare. Veți pierde posturile, mașinile, secretarele și ce se mai găsește pe la guvernare. Plus, ce se mai pierde de la guvernare? Adică, mă înțelegi. Deci se așteaptă până luni, da? Dar de ce, domnule Antonescu, mai stați până luni? Pe bune! E, păi știu eu, poate Ponta era nervos, poate s-a sculat cu fața la cearceaf, poate s-a certat cu Daciana dimineață, nu? Mă, știți cum e treaba asta? Uite cam așa. Ok, I'm going! Take off! See ya! Victore, deschide ușa, Victore, mai lasă-ne până luni, uite, mai gândește-te, măi, Victore, până luni, uite, aici îți lăsăm și noi lista cu ce am vrea, da? Și până luni poate te mai gândești și ne primești și pe noi ca să mai stăm, că altfel plecăm, da? Dar poate mai stăm. Mai dă capul meu. Vorba cântecului. Ne vedem luni, ne vedem luna, nebunie, mă. În această seară, la Starea Nației. Cică, de ce noi stăm în casă în timp ce ucrainienii sunt în stradă? Păi ăia ies în stradă cu Vitali Klitschko. Noi cu cine să ieșim, cu bute? Vreți să ne bată măr jandarmii? Orice nătărău, în orice moment, poate vorbi orice. Crin Antonescu are un nou slogan pentru PNL. Prin mine însumi. Măcar așa e sigur că obține cel puțin un vot la prezidențiale. Al lui. Atât fosta soție a lui Valeriu Zgonea și actuala iubită lucrează împreună la ASF. Vă plac astea cu salariul mare, domnul Zgonea? Poarta sărutului a fost distrusă de un dorel care încerca să o restaureze cu jet de apă și niște spumă activă acolo cât să se ia jegul. Ghiciți ce? Dorel va fi în direct cu noi imediat. A fost cam de 30.000, 30 ceva de mii în 2012. În 2013 a fost 14.000 și pentru anul acesta vom propune 7.000. Dan Radu Rușanu a propus reducerea salariilor nesimțite a lui și ale altora la ASF. Mai tăiați, domnule Rușanu, mai tăiați, că încă vă vin mari de tot. Doamna Mariana Câmpeanu a fost prinsă cu soțul sănătos, pensionat pe caz de boală. Ce rea e și presa asta, doamna Câmpeanu. Ei nu știu că dumneavoastră ați jurat să-i ajutați pe toți pensionarii. Doamnelor și domnilor, așezați-vă confortabil, urmează Starea Nației cu Dragoș Pătraru. Mă, voi ați văzut ce se întâmplă în Ucraina, mă? N-ați văzut, nu? Păi unde să vedeți, mă? La televiziunile românești? Haide, bre! Păi ce, acolo e un soi de revoluție, bă, se bat forțele de ordine cu manifestanții, se trage cu gloanțe reale, au murit deja zeci de oameni. De ce ne-ar interesa pe noi așa ceva? Unica Chiori, mă, să mai și omoară. Aaa, da. Dacă Bianca Drăgușanu și Adrian Cristea l-ar fi înșelat pe Victor Slav la Kiev, atunci am fi avut și noi reporteri acolo. Da, așa nu prea ne interesează, bă. În plus, de ce să dăm noi imagini de acolo la televiziunile din România? Poate le vin românilor idei, nu?
chiar, mă, de ani de zile ne tot uităm pe la alții cum ies în stradă și se bat pentru drepturile lor. Grecii, bulgarii, iar acum ucrainienii. Oameni hotărâți, bă, ăștia nu ies să se plimbe prin oraș, să dea puțin din peturi și să plece în club după aia. Nu, nene, ăia stau acolo până se tranșează problema într-un fel. Dar am și o explicație. În Ucraina, de exemplu, unul dintre cei care sunt mereu pe baricade și vor o Ucraina europeană este Vitali Klitschko. Uitați-l, bă, în piață cu portavocea în mână. Un băiat, nu? Мы блокируем кабинет министра. Мы не дадим вам возможности работать. Мы будем делать все, чтобы не пошли. Pentru cei care nu se pricep, uită-l pe omul ăsta pe vremea când își făcea meseria de bază. Păi da, bă, nene, bă, ăsta e, bă, lider al manifestanților din Kiev. Un băiat care știe ce e aia luptă, bă, care i-a cam smotocit pe Tyson, pe Lennox Lewis. Noi cu cine să ieșim, mă, frate, în stradă? Nu, pe bune, cu cine să ieșim noi în stradă? Cu Leonardo Roftei? Ar fi fost bun când boxa. Dar acum nu mai merge, mă, moșu, s-a îngrășat și se mai bate doar cu oameni de televiziune, așa... Și moșul e cam mic de înălțime, mă, le ajunge jandarmilor doar la ficat. Nu prea merge. A, dar stați, bă, că noi l-avem pe bute, bă. Da, bă, Nelne, Speranța, bă, clar. A, uitase, mă, iertați-mă. Păi ăsta n-a mai câștigat un meci de la ăla cu scandalul pe bani europeni, nu? Uitați-vă, bă, la el săracul, mă. Ce șifonat era acu o lună după ultima bătaie încasată. Păi ce să facem, bă, cu bute la manifestație? Ziceți voi, să-l scoatem în față să li se facă jandarmilor milă. Trimite aia niște copii de grădiniță mai bine făcuți și ne-au pus eroul pe fugă. A, stai, bă, că știu. Rudele Obreja, frate. Da, a? A, da, mă, nu poate să participe. Săracul joacă pe la DNA, cu pe la Pârnaie, na. Bă, deci cam asta e, să stăm liniștiți, mă. La noi nu se va ajunge niciodată la lupte de stradă violente. Chiar dacă scoatem la înaintare fiorosul lot național de table, tot nu se va lăsa cu vărsare. Păi ce vreți, bă, să vărsăm berea sau vinul? Doamne ferește! Pe vremuri, acum 20 și ceva de ani, Partidul Național Liberal era numit Partid Istoric. Și erau și motive, domne. Liberalii au peste 100 de ani de istorie în spate. Dar, deși sunt partid istoric, deși au un trecut glorios, deși sunt conduși de un istoric, ei bine, cu toate astea n-au învățat absolut nimic din greșelile trecutului. Bă, dar nimic! Numai în ultimii 25 de ani s-au spart de câteva ori. Au făcut aripi tinere, aripi adolescente, partide neoliberale, partide liberale tradiționale. În fine, s-au spart, s-au împăcat, s-au spart și tot așa. Iar acum, pentru că prea erau la guvernare, prea aveau mulți miniștri încă nearestați, prea aveau 70% în parlament alături de colegii de Uniune, liberalii au zis să se mai certe între ei puțin, să mai pună de un puci și să mai dea afară niște oameni, desigur. Partidul Național Liberal nu este o sală de așteptare unde poposesc unii senatori sau deputați. E un partid liberal în care nu orice nătărău, în orice moment, poate vorbi orice. Și domnul Călin Popescu-Tăricianu a avut o propunere, dar din nefericire a obținut un singur vot, acela al domniei sale. Eu sunt foarte flexibil în ciuda vârstei, deci n-am... Asta e, nene. Ești nătărău, tași naibii din gură, dacă nu afară din partid. Mă, dar ia stai așa. Cine l-a adus pe Ilie și un partid, că el era nătărău cu pricina? Antonescu l-a adus? Sunt bun nătărăi, nu? Când înalță ode pe la televiziuni. Dar când încep să gândească, e o problemă. Dați afară, bă, toți, domnul Antonescu, dați afară! Nu stă partidul într-un om, domne. Oricum, ce nu dați dumneavoastră afară, vă arestează procurorii. Dar știți ce? Nu-i bai, domne, că vă descurcați și singur. Zic să și schimbați sloganul ăla prin noi înșine. Ce e aia, domne? Să puneți unul mai modern, mai realist.
Prin mine însumi. A? Hai că se poate. Măcar veți fi sigur că votul ăla pe care îl obțineți la prezidențiale e dat de un om de încredere care chiar vă iubește. Dumneavoastră, da. Băi, ce ne facem, băi, că cea mai iubită mamaie din România este din nou atacată de presa cea rea, invidioasă pe succesul doamnei. Serios, nenorociții ăștia de ziariști au descoperit că doamna Mariana Câmpeanu și-a pensionat soțul pe caz de boală, încadrându-l în gradul întâi de handicap. Numai că omul ar fi sănătos tun, susține aceeași presă rea. Iulian Câmpeanu a solicitat în anul 2005 să fie scos la pensie pe caz de boală pentru mai multe probleme medicale, printre care și afecțiuni neurologice. Iulian Câmpeanu primește de la Casa Județeană de Pensii, condusă de soția sa, decizia privind pensia de invaliditate și îi se acordă și indemnizația de însoțitor. Este încadrat în gradul întâi de invaliditate. La 9 ani de la pensionare însă, bărbatul se plimbă neînsoțit, după cum o arată o filmare a jurnaliștilor de la Centrul de Investigații Media. Dar stați, bă, că nu se termină aici. Eu am încredere că doamna Câmpeanu va regla și această problemă. Așa cum a reglat-o și pe aia cu angajatele de la cabinetul dumneiei care luau șpagă. Așadar, pensionarii cardiaci sunt rugați să stea liniștiți la locurile lor, că avem noi reacția doamnei Câmpeanu. Uite! Soțul dumneavoastră a primit pensie de invaliditate pe gradul 1 și indemnizație de însoțitor. Nu vreau să comentați? Alo, doamna Câmpeanu! Alo, magazia! Și-o fi uitat aparatul auditiv acasă, mă. Mă, copile, mă, dă-i, pune-i mă piedică, dă-i mă un microfon în cap. Poate te aude. Doamna Câmpeanu! Ia uite, mă, ce fuge. Ați luat concentrate de-alea proteice, doamnă, pentru sportiv, de sunteți atât de sprintenă? Vă pregătiți pentru olimpiadă? Și ce, n-a răspuns până la urmă? Adică a alergat omul ăla pe acolo și n-a răspuns, a? Da, dacă n-a oferit niciun răspuns, dacă n-are niciun răspuns la subiectul ăsta, demisia și-a dat-o? Nu? De fapt, așa e, mă, de ce să-și dea demisia? Așteaptă vreo 2 săptămâni, apoi iese la TV cu pisica în cap și ne povestește iar cât de nedrept a fost guvernul Boc și cât de bună este dânsa, că mai dă de o pâine pe lună din an în an, așa, a? Dan Radu Rușanu s-a rușinat, mă, micuțu. Da, după tot scandalul ăsta cu lefurile nesimțite de la ASF, el propune să le micșoreze la jumătate. Propune, da. Ei, și cui credeți că propune? Consiliului ASF. Da, mă, tot lui. Tot lor, adică cei care au luat roabele alea de bani. Nu vă e, mă, rușine? A fost cam de 30.000, 30 ceva de mii în 2012. În 2013 a fost 14.000 și pentru anul acesta vom propune 7.000. Și ci că le-a mai înjumătățit odată în 2013 față de 2012. E, ce să faceți, domnilor, dacă vă sunt tot mari? Vă vin cam lungi, naibii, mai tăiați, mai tăiați. Oricum, sper că v-ați dat seama că ne-am prins. Mă rog, ne-ați prostit ce ne-ați prostit, dar ne-am prins, mă. Dacă nu ieșea scandalul ăsta, mucles, n-ați mai fi tăiat nimic. Oricum, parcă vă că micșorați din salarii și apoi vă dați o primă de tăiere de salariu. Nu, hai că la asta nu te-ai gândit, rușene, a? Nesimțiților.